Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Minecraft alături de Oprea. La un nou episod, cum ai zis? Am zis intenționat, mă, prostule. Așa. Și suntem alături de Oprea, fraților. Astăzi o să facem o casă pitică. La propriu, o să facem o casă mică, dar eficientă. Gen, da, el o să trebuiască să facă o casă de genul ăsta, eu altă casă de genul ăsta, okay, și să vedem care este mai bine. Ok, du-te, hai că oricum. A, contează și design-ul. Să zicem, dar mai multă eficiență. Păi, nu, dar, na, mă, okay, vezi short. Nici o casă de aia, micuță rău. Da, o casă micuță, dar să fie foarte eficientă. Am înțeles ideea acestui clip. Mă bucur. Bun, haideți să începem, băi băiți. Nu uitați, bineînțeles, să aveți și canalul meu în descriere și puteți da, să vedeți un like, un subscribe cu tot ce trebuie, nu vă zi. Corect. Păi și de ce nu le zici, bă? Păi dai zis tu. Bă, zi. După zic băieții că filmez, putem să-mi fac promovare, bă. Păi de ce filmezi? De ce filmez? Că sunt cei mai buni prieteni, bă, și n-au să te las la greu. A, bine, bine, exact, corect, de asta. Să mor de știu să fac casă de asta, stai să mă gândesc. Mamă, dă-te că am făcut design belea aici. Mă, chiar arată bine, cred că fac și pe seria mea așa. Eu nu știu să fac. Da, adică pe chiar... dar nici eu nu știu să fac, dar m-am făcut acum rapid, pac, pac. Foarte micuță, micuță. A, gata, am o idee, vai, ce idee am. Ia, stai așa. Na, bun, îmi trebuie dirt, unde-i dirt-ul? Asta. Bă, ce idee bună am, ești prost. Mă mir și eu. Bă, stai bă, că eu nu știu cum am făcut aici și nu mai știu să pun. Nu știu cum ai făcut tu. Hai că mie iese ceva aici. Mi-a arătat un pic ciudat, dar o facem noi să arate mai bine. Ah, gata bă, știu cum am făcut. Gata, te-ai prins? Da. M-am prinde și cheamă. Na, stai să văd. Plantez ceva aici așa. Trebuie bun mil. Eu ce fain arată, ești nebun. Bineînțeles, fraților, nu uitați să lăsați și voi acolo un like. Doamne ajută, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu cât mai multe episoade, Doamne ajută. Ia ce mișto arată, ești nebun. Mersi, bă. Da, bă, la tine, Oprea, la tine arată fain. Nu, la mine zici că e spartă. Na, cum? Așa. Ok, îmi trebuie niște... Unde-i lemnul? A, uite-l, gata. Bă, dar asta e o terminare rapid, ești nebun? E... Nu, eu încă nu o termin rapid, să știi. Eu zic că e destul de ușor de... Na, că e... Mică, ce dracu să-i faci? Așa, da, mult da. Gen. Și design trebuie să ai în ea, frate. Păi, ce, am zis eu că n-are design? Păi, vezi. Așa că ai și tu răbdare să termină, să termine toată lumea. Toată lumea? A, da, da, scuze, da. Aștept să terminați. Tu ai insistat, nu eu. Da, bă, da. Tu gândești ce vrei, bă. Aștept să termine toată lumea, na. Nu-mi place cum a ieșit aici. Stai că am o idee. 3, 4, 5. Așa. Trebuie să-i pun aici o scară. Ce mișto arată, ești nebun. Nu prea. Mie chiar îmi iese ceva aici. Dar și mie, stai liniștit. Mă bucur. Mă bucur pentru succesul tău. Asupra acestei căsuțe, mă? Mhm. Mă bucur că te bucuri. Na, păi și ce dragă îi fac eu aici? Atâta, nu? Pac, pac. O, lasă așa, fraților, că n-ai ce să-i faci să fie mai ok. Mai fă, bă! Nu, gen, sus mă refer că-l lăsăm așa. Nu am terminat căsuța în sine. Căsuța în sine mai are de... Na, mai e de lucrat la ea, știi, ca să fie frumoasă rău. Am înțeles. Nu, cred că pe aici lasă așa. Încerc, gen, să o fac să și pară cât mai micuț, să, gen, să nu... Aibă chestia așa în plus. Bă, dar nu-mi place cum arată. Ia stai așa. Na, ok.
Hai să văd ce fac pe aici, pe interior. Deci, în partea asta, eu zic, fraților, că ar trebui să fie... Hai să vedem ce poți să spui aici, așa, ca să fie eficient. Aș putea să mă duc și în jos, dar mai bine las. De asta eu zic că îți trebuie niște furnale. Nu, și aici ce n-ai, mă, mai pun? Stai că mi-a mai venit o idee. Bă, dar ce mă enervează ăsta, bă? Ce te enervează? Tavanul ăsta. Ok. Uite așa. Opa, așa. Cactus. O să pun doar aici, gen, ca să fie o chestie. De fapt, stai, nu, că o să pot să pun... Ia că pun așa. Și aici pun tot dirt. Ufițar, dirtul de râs. Dirt. Na, ceva de genul ăsta. Deci nu știu dacă îmi trebuie mie chiar așa mulți cactus, dar na, să fie acolo. Dar și tu oprea să faci ceva? Da. Mă bucur pentru tine. Păi mai ai mult că mai am super puțin, gen. Da, nu mai am mult, stai și tu. Ok. Sau o las atât, că nu mai, nu mai stai un pic, că eu mai am... Ah, ok, nu mai venit o idee. Ok. Așa. Sau... Nu, no, n-ai cum să-l faci. Acum să nu mă deranjezi pe mine. Nu, nu, nu. Acum eu. Ok, stai. Mai n-ai și chiar cine știe ce, dar cred că e ok. Hai că am văzut și niște chestii să o fac mai frumoasă. Și în rest, nu știu ce poți să-i mai faci la căsuța asta. Stai să văd pe interior așa ce aș putea să mai... Aici nu prea am pus nimica. Crafting-ul mi-am tot pus. A, ia mă, stai că am o idee mai bună. Pac, facem unul de ăsta dublu. Și aici punem un crafting, fraților, că n-are rost să-l lăsăm așa chiar. Uite așa. Rest... Băi, ia să facem și noi zic, acum am observat că e noapte. Ok. Și acolo așa. Na, bun. Bă, nu pot să-mi dau seama, mă, cum pot să fac aici. Da, mă rog, stai așa. Asta e treaba, fii făcut. Ha, uite-te și tu. Ce mă oprea, nu ți iese? Nu, bă, da, cred că dacă îi fac așa, merge. Bine. Da, merge. Că e supărat pe ea? Hai că mi-am pus și niște chestii de-astea să arate măcar mai bine. Na, bă, eu cred că am terminat-o. Da, bă, și eu cred că am terminat-o. Vino și două părere la a mea. Na, bun, hai să vedem ce a făcut oprea aici și-a. Unde e intrare? A, aici e intrare. Și tu ce ai făcut? Da, ai răbdare, ai răbdare. Închide ochii, închide ochii. Gata. Păi dar ai făcut casă subterană. Mă gândeam că faci o casă de aia minusculă. Stai, bă, că trebuia să fac aici așa frumos, să pun asta. Aaa. Dă-te, bă, de acolo. A, numai că nu am făcut... ce frumos am făcut geamurile astea, și ce zic, frumos. Da, da, frumos, frumos, numai că mă gândeam că faci gen o casă mică, că așa e ușor de făcut. Da, hai. Ești că eu învăț eu. Știu. Hai, vino să-ți arăt ce am făcut eu. Dar vino, bă, bă, să-i n-ai văzut tot. N-am văzut-o bine. Uite și un design. A, are masă de enchant, am înțeles. Avem aici ce ai? Trebuie. Unde ești, mă? Uite, are un chest, are ferma Dita Mai, ok. Ia, hai să vedem ce ai construit tu. Mai că noi am fost, bă, cam... Nu dacă filmez. Ce? A, am filmat, bă, mamă, ce m-am spăriet. Eu am făcut o casă diferită, să zic așa, la propriu mică și eficientă, știi? Gen, ai cactus aici, nu, ai fermă. Și gen... A, da, frate. Dar nu pot deschizi asta, ce crezi? Da, dar facem o schemă, stai așa. Oh. Slab. Excuse-mă, am acum zis. Ia uite, ce vezi acum, poți, vezi o prealtă viață. Fii atent și bag acolo.
acolo un... Bă, ce faci, mă? Bate așa un design frumos, știi? Să fie treaba și aia e. Mamă, cât de bine arată. Semho, că-ți dau nota 10, frate. 10, mersi, și eu îți dau 10, gata, mi-ai dat 10. Hai. Bine, bun, fraților, cam atât ar fi cu acest episod. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți pe acolo. Aveți pe o plan de descriere și, bineînțeles, aveți și, na, pe canalul lui un nou episod tot de genul ăsta. Toate cele bune, ne auzi data viitoare. La revedere, pa, pa! Pa.